Carnavalul Fulgilor de Nea a reunit și anul acesta numeroși copii costumați, spiriduși, crăciunițe, prințese sau alte personaje de bazm și-au făcut apariția rând pe rând. Fiecare și-a prezentat costumele pentru ca juriul să poată alege cel mai frumos personaj. Stă pe labe gânditor, mai privește cât un or. Vine Petru și aruncă un osbic și apoi o nucă. Oare atâta merită că am netrat și mi-a fost greu și voiam un os mai mare să-l pot duce în spinare, să-mi ajungă pentru un nas. Dar cu Luca ce să fac? Să joc basketul, să fac cumva apoi. Ham! Bunicuța e bolnavă și le-a mă duc, lapte, cozonac și bunătăți eu am să-i duc. Drumul nasă-l părăsești și cu nimeni nu vorbesc, fiindcă mama așa m-a învățat. Eu sunt chiar la dragi copii. Sunt friguroasă, dar frumoasă. Vă aduc numai bucurii pentru voi, copii. Sub coordonarea profesorului Stella Cegorean, copiii au prezentat și câteva momente artistice. Spre bucuria copiilor, la carnaval a venit și Moș Crăciun. La finalul activității, fiecare participant a primit din partea moșului câte o diplomă, dar și un cadou dulce. Carnavalul Fulgilor de Nea a devenit o tradiție pentru micuții care urmează cursuri în cadrul Clubului Copiilor din Câmpul Lung, fiind organizat în fiecare an în preajma sărbătorilor de iarnă. Astăzi la Clubul Copiilor din Câmpul Lung a avut loc Carnavalul Fulgilor de Nea, care a devenit deja o tradiție. Acest carnaval este organizat de mai mulți ani de doamna profesoară Stella Cegorean. În cadrul acestui carnaval, copiii și-au prezentat costumele de iarnă, au cântat, au dansat și ne-au colindat. Evenimentul de astăzi a fost organizat pentru copiii care pe parcursul anului școlar au urmat cursurile de gimnastică și limba engleză în cadrul Clubului Copiilor din Câmpul Lung.